Bună ziua, domnilor, bună ziua, domnilor, bine v-am regăsit. Ne-am adunat din nou astăzi la măsuța de lemn de nuc, frumos, în studioul nostru în Bucovina. Și pentru că tot e de taifas astăzi, cum îi stă bine jurnalistului, a venit cu telefonul, l-am pus cu fața în jos, cafeluța corespunzătoare și în față am astăzi un om care ne-a cerut cumva, ca să ne înțelegem de la bun început, n-a fost cu rea intenție, ci cu bună intenție. Noi am lansat provocarea, el a acceptat. Este vorba despre purtătorul de cuvânt, noul purtător de cuvânt al direcției Silvice Suceava, un om căruia îi spun bine a venit în studioul nostru și căruia îi mulțumesc că a acceptat provocarea de a răspunde scandalurilor zilei, domnul Cezar Tulbure. Bună ziua! Să trăiți, îmi pare bine. Mulțumesc din suflet pentru... Ce semnificație au? Vă că aceasta e Cezar, Cezar, ca să știți despre cine e vorba, nu? Ca să nu vă pierdeți. Dacă Doamne ferește vă pierdeți, vă pot spune prin pădure. Înainte de a începe emisiunea, vă pot spune pentru că oricum... Am început, o să știți. Vreau să vă cer voie. Dimineața îmi duc fetița la școală, nu de obicei cum mi-aș dori, dar mai sunt și zile când o duc la școală dimineața. Și dimineața când am dus-o la școală, noi vorbim multe lucruri pe drum până acolo. Inclusiv faptul că astăzi o să ajung la dumneavoastră într-o emisiune sau o să ajung la o emisiune și am dat tot felul de sfaturi. Câți ani? 8 ani, era împlinit 8 ani. La mulți ani! Mulțumesc! Și dimineața mi-a zis, tati, mie îmi place cum vorbești, dar uneori vorbești prea repede și nu te înțeleg. Și te rog astăzi, dacă se poate, vorbești rar. Un pic mai rar. Așa, bine v-am găsit, salut telespectatorii noastre, pe dumneavoastră și mulțumesc pentru invitație și mulțumesc că ați acceptat să putem discuta despre știrile care circulă zilnic printre noi. O intrăm așa tupeu, da, flagrant, da. Sau intrăm mai pe ocolite? Cum vă place? Mai pe brază? Pe ocolite nu-mi place, nu-mi place direct așa. Și... Ce v-a apucat? De ce ați vrut să preluați funcția asta de purtător de cuvânt? E cea mai ingrată la direcția Silvice Suceava, cea mai împuțită, ca zic așa. Domnul Ciobanu nu apare, domnul Solovârstă nu vedem de pe la licitație, dacă vedem vreodată. Domnul director economiei nu știe multă lume cum îl cheamă decât dacă are probleme. Apare Cezar Tulbure așa. L-au luat pe el așa, l-au găsit pe el de țapi spășitor acolo pentru toate relele. Nu știu de ce, eu sunt de părere că directorii direcției Silvice Suceava nici nu ar trebui să apară. Pentru că directorii direcției Silvice Suceava au destule pe cap și au directorul direcției Silvice Suceava, domnul Sorin Ciobanu, are 1000 și ceva de oameni pentru care are grijă zilnică și cred că n-ar trebui să apară el, ci ar trebui să apară cei de sub el, pentru că are destule în organizarea activității, că e mare hardughia asta noastră și plină cu de toate. Adică se fac multe lucruri în cadrul direcției Silvice Suceava pe care dumnealui ca persoană vrea să le știe personal. Și atunci, din punctul meu de vedere, nici n-ar trebui să apară, ar trebui să apară cei de jos care ar trebui să vorbească. Da, deci e rușine domnului Ciobanu? Nu-și poate face timp, de exemplu, pentru un scandal de genul ăsta cu care a apărut acum. Este cine să vorbească. În cazul de față, eu. Adică noi putem discuta dimineața despre problemele respective și eu pot să apar și să vorbesc. Dar de ce nu apare domnul Ciobanu? E frică, este? Nu e frică deloc. Și atunci? Are destule. E un băiat simpatic, e un băiat elegant. Da, eu să știți că l-aștept și pe domnul Ciobanu la emisiune. Dar câți ani are? 10 ani de când e director? Din 2012 până în 2023? 11 ani. Deci a trecut 10 ani. Ar trebui să-i treacă, trac, să nu mai aibă emoții. Nu are niciun trac, vă spun. Eu cred că nici nu ar trebui să vorbească. Sunt oameni de sub el care pot să facă asta. Cât să mai fură în județul Suceava? Cât de Spiegel ne-a arătat. Suntem top la furătură. Da, mulțumesc că mi-ați ridicat mingea la filo, pentru că ne-au făcut ei de rahat în toată Europa. Da, zilele astea se circulă tot felul de zvonuri. Eu am, dacă îmi permiteți, am să încep cu Regia Națională Pădurilor. Este vorba de această publicație Der Spiegel, sper că pronunț bine, că nu mă pricep la germană, și două televiziuni, WDR și NDR, parcă, care au transmis. Ei au avut o corespondență cu Regia Națională Pădurilor, adică au trimis către regie câteva întrebări. Regia a reacționat din punct de vedere foarte bine și a răspuns înapoi în termen, pentru că ei dau acolo și un termen. În interpelare care o face către regie, această publicație roagă să trimită răspuns și în cazul în care nu trimit, să le spună că nu trimit sau nu, regia n-a refuzat să vorbească cu ei, a trimis răspuns către Der Spiegel, inclusiv ceea ce ține de Suceava. Că ei acolo în interpelare vorbeau despre mai multe lucruri la nivel național. Dar despre Suceava erau două subiecte, era Puiul Gelu, da? Și era ocolul Silvama.
despre care vreau să vorbesc astăzi la dumneavoastră, pentru că e corect față de colegii mei să spun asta, ca oamenii să știe. De ce? Pentru că lucrarea în teren făcută de Ocolu Silivama, eu am văzut-o și arată impecabil ca și lucrare tehnică. Că eu mă refer din punct de vedere tehnic. Când timpul exploatării s-au întâmplat tot felul de lucruri și agentul economic a greșit, a fost sancționat pentru asta. Dar vreau să vorbesc despre asta pentru că oamenii de la Vama au muncit pentru lucrul ăsta și au urmărit îndeaproape acea partidă care s-a transformat într-un așa zis, focar, într-o nebunie la nivel județean și tot felul de probleme în pădure. Și dacă îmi permiteți, eu aici am o hârtie de la Vama pe care noi am trimis-o către regie și în câteva secunde am să dau curs pentru că, din respect față de colegii mei, n-aș vrea să sar nimica din ce au spus ei. Și acolo Vama zice cam așa. În unitatea menajistică în cauză, despre care a filmat, unde s-a filmat povestea, reportajul, amenajamentul Silvii prevedea a fi executate în deceniul 2021-2030, deci din punct de vedere legal în acest deceniu noi avem un amenajament Silvii care este făcut pe 10 ani de zile, deceniu, iar în acel amenajament era prinsă această lucrare de trăieri progresive de punere în lumină. Ce reprezintă că ei spuneau că să scot arbori, să taie pădurea, nu mai crește, chiar acea lucrare tehnic vorbind de punere în lumină, chiar asta face. Tratamentul promovează regenerarea naturală. Deci prin acest tratament noi promovăm cei de desubt. Și chiar acolo, cei care au pus în valoare această partidă au procedat dacă corect. Dacă permiteți. Și au ales bine. Deci se taie copacul pentru a pune în valoare micii de desubt. Sigur. Deci, spune... deci hoții de lemne, ca să înțeleg eu mai exact, domnule Tulbure, hoții de lemne de fapt nu fură, ei încearcă să scoată la lumină ce e mic. Și nu mie, poate să crească. Mie întotdeauna mi-a plăcut. Nu înțeleg. Lămuriți-mă că eu imediat. Sunt convins că dumneavoastră. Mie întotdeauna mi-a plăcut de dumneavoastră. Pentru că... Ziceți așa. Ziceți. Transpuneți repede lucrurile astea tehnice spre ceva frumos așa și legat, păi, legat de te, legat de pentru ce? Că e la mod când acum. Când data am să vă întreb. Da. 300.000 de euro în cap aici, de o șpăguță, ce ziceți? Abar nu am, că aici e un bluraf cu tot ce înseamnă... raportări. Mă, oameni buni, cum n-a? Eu cred amenajamentul ăsta bine executat. Da. Eu sunt absolut convins că dumneavoastră, Direcția Silvică Suceava și Gelu Puiu, care a fost secretar de stat și vorba aia, a fost dat afară tot ca urmare a unui scandal în cadrul regiei. Nu a fost dat afară, demisionat. Aia așa se face acum într-un... Da, s-a cerut. A fost demisionat, nu? Nu știu, eu așa știu din, din ce se spune. Domnul Gelu Puiu știe foarte clar să se acopere de... Eu sunt convins. Eu sunt convins că dacă eu, Doamne ferește, acum scot o vorbuliță pe guriță, dumneavoastră în două minute mă îngropați în hârtii. Nu. Sunt absolut convins. Poți să ajung până la capăt cu ea, cu hârtiuța? Mai intrăm pe alea grele. Că am ajuns numai la tratament. Deci tratamentul ăsta asta face. Deci din punct de vedere scoate tehnic... La lumină, scoate la lumină din punct de vedere tehnic. Da. Viitorul arboret. Am înțeles. Că aici e frumos. Și nu ajungem la... Adică în ceea ce privește partea tehnică ar trebui să ne oprim aici, că nu mergem mai departe. Deci viitorul arboret înseamnă un semințiș, nici de cum nu se transpune în sute de mii de euro, că n-are cum. Ok. Partida a fost constituită în cursul lunii august 2021, deci această partidă despre care se vorbea acolo, în 2021 a fost pusă în valoare, fiind verificată în teren de mai mulți delegați. Pentru că, principal, aceste partide sunt verificate de N oameni. Deci nu poți să treacă efectiv așa nevăzută o partidă din asta. Iar Suceava, de exemplu, Direcția Silvică, și verifică aceste partide de punere în lumină, pentru că sunt niște partide pe care obligatoriu legea dispune să fie verificate. Ok. Bun. Mai mult decât atâta, Agenția Națională pentru Are Naturale Protejate, deci un serviciu teritorial Suceava care nu are nicio treabă cu noi și care aparține de minister, a dat un aviz pentru exploatarea acestei partide. Deci ei au făcut verificările necesare și au zis, domnule, e ok, dați drumul și exploatați-o. Ok. Încă ceva. Îmi place că zâmbiți. Partida a fost autorizată în 21.02.2022, fiind exploatată în 21.02.2022, 30.04.2022 și 15.09.31.11.2022. Deci în 30.11.2022 s-a terminat partida de exploatat. Deci arboretul mare, cum ar veni din partida, care a fost... Care trebuia să-l exploatați în 10 ani, l-a exploatat omul în 2 luni? Nu, am spus că amenajamentul silvic este valabil 10 ani de zile. Deci un deceniu. Această partidă ne dă și niște reglementările în vigoare, ne dau niște termene. Deci nu facem de capul nostru. Adică când spune că volumul e de atâta, legiuitorul ce spune? Ai obligația să o exploatezi în atât timp. Deci nu o întinzi tu cum vrei. Că... Credeți mai relevant din adresa asta ceva pentru scandalul? Este, pentru că cei de la Der Spiegel au spus că și domnul Boștar spunea că plin de așa și nu s-au sancționat și mai departe. Sunt sancțiuni aplicate agentului economic.
Iar despre ce agent economic e vorba? Este vorba despre Samiral. El a fost sancționat contravențional pentru mai multe nereguli legate de partea tehnică în partidă, de-a lungul exploatării. Mai mult de atât, în 28.09.2022, la noi, la Suceava, dacă țineți minte, au fost niște controle făcute de către IGPR, Direcția de Investigare de Criminalități Economice, plus IPJ-uri din țară, plus gărzi forestiere și mai departe. Și această partidă a fost și ea verificată de către acești delegați, plus niște delegați de gărzi forestiere din Mureș, cred că, dacă țineți minte. Și n-au constatat nicio problemă în acea partidă, la data respectivă. Din perspectiva dumneavoastră? Din perspectiva tehnică a lor, adică n-am verificat eu. Au verificat ei peste mine, cum ar veni. Ce au verificat? Ce au putut să vă găsească în neregulă acum, ca să înțeleagă lumea? Păi n-au găsit în neregulă. Dar ce ar fi putut să găsească în neregulă? În neregulă poți să găsești multe, de exemplu, dacă sunt probleme într-o partidă. Poate cineva multe lucruri să-și facă. Acolo s-a tăiat corect, legal. S-a tăiat legal. Din punctul nostru de vedere, acea partidă a fost legal, legal constituită, exploatată de către un agent economic care, de-a lungul exploatării, a mai greșit în exploatare, a fost sancționat, partida a fost reprimită și, din punct de vedere tehnic al punerii în valoare și al exploatării, este ok cu acea partidă. Perfect. Raportarea de Spiegel. Raportarea de Spiegel. Acum, raportarea la șpaga pe care cel de la Samirala de 300.000 de euro a dat-o acestor băieți de la IGPR pentru a închide un dosar penal. Deci băieții la IGPR au fost, au verificat și au făcut dosar penal. Deci e clar că nu e în regulă. Și ăla a zis, băiatul ăla Bârzoan sau cum îl cheamă, a zis, bă, vreau 300.000 de coco ca să fie treaba bună, ca să închidem povestea asta. Cel de la Samiral, ca așa spun documentele din anchetă, a pus mâna la portofel. N-am văzut documente din anchetă, dar am văzut reportaj pe știri. A scos 300.000 de euro și a zis poftiți. Da, da, asta la o zi după, și aici vreau să întreb pe dumneavoastră, că poate mă lămuriți și pe mine. Cu privire la fapta asta, nu cred. Nu, la fapta asta nu, e clar că nu aveți cum să știți. Poate mă lămuriți și pe mine, așa vorbim ca doi oameni cu mintea limpede, dumneavoastră cu fular la gât, eu fără fular la gât. Cu steagul României, vă rog. Eu care... cu Ucraina, cu România nu mai trebuie de sus. Scoate așa. Nu, scoateți microfonul, că tot am microfonul. Are și roșu pe dedesubt. Ați văzut? Am înțeles. De asta am vrut să vă arăt. Deci steagul României, nu e Ucraina. Nu e Ucraina. Pentru că e martie și eu în martie întotdeauna port steagul României și în decembrie. Și iar la mână am martie mărțișor. Știți că se zice că se poartă alb și roșu? Este o poveste frumoasă a unei femei care a avut o problemă cu un copilaj și la un moment dat a cusut o ie cu alb și roșu și de atunci se poartă mărțișorul alb și roșu. Și în martie poartă alb și roșu la mână. Unde sau băieții ăștia care exploatează lemnul atâția bani ca să dea șpăși de 300 păi, de euro? Știu, cred și o întrebare ca de la, ca de la tânăr. Dar putem să lămurim întâi problema cu 300 de euro și cu partida? Că a făcut legătură dintre cum ele două? Cum se pare de noastră că a apărut scandalul ăsta cu cei 300 de euro? Tamal la o zi după ce apare de reportajul cu Despigă, că România, jumătate din lemnul dar din nu România, cred că are legătură din punctul de este că n-are legătură. Aici vreau să mă lămuriți, scoteți această temere din cap că n-are nicio legătură. Păi, deci băieții de 3 luni de zile anchetau tita mai șpaga de 300.000 de euro și la o zi după ce apare scandalul de Der Spiegel, apar și ai noștri, bă, stați că avem și noi ceva. Haide să o luăm cu... jurnalistic e frumos. Păi nu, eu vă spun despre date. Azi apare ăsta, mâine apare ăsta. Păi cum? Păi cum, băieți, dar voi stați de 3 luni de zile și anchetați asta, că ăsta, cum să vă spun eu, perchezițiile au fost făcute în septembrie, decembrie. Perchezițiile la Suceava vă referiți? La Suceava și zona Fălticeni. Da, tu nu apari... am avut 8 zone în care să vorbiți. Bun, dar vorbim de zona Samiral, Fălticeni. Tu apari la sfârșitul... Samiralul e Râșca. Tu apari Fălticeni, ca să fie Fălticeni. Așa. Okay. Zona mai mare. Mai mare. Tu apari ca la sfârșitul februarie că ai ceva pe rol și că începi să anchete. Adică chiar în fel... Cât de proști ne credeți? Vă întreb și eu. Vă eu nu vă cred deloc. Nu, așa dumneavoastră autorități. Și cred că ar trebui să punctăm legătura dumneavoastră între Samiral, partidă și arestarea domnului de la IGPR. Vara. Eu cred că nu are nicio legătură cu partida asta despre care am vorbit. Eu cred că are legătură de cu cazul în sine, pentru că arestarea dumnealui și 300.000 de euro nu cred că s-a luat pentru partida de la Ocolul Silivama. Uh-huh. Și nu știu pentru ce s-a luat. Adică, dar n-are, cum să zic eu, adică jurnalistic putem face legătură între ele și să punctăm și să zicem o zi după, o zi după sau o zi înainte. Dar noi nu știm ce s-a întâmplat acolo, nu știm pentru ce a fost luat banii ăștia, nu știu dacă a fost luat. Dacă a fost luat, corect. Adică momentan, din câte am văzut eu, domnul respectiv de la IGPR este arestat și dosarul e în lucru. Adică... O să vedem, s-ar putea să iasă și nevinovat până la urmă. Nu știu, dar eu n-aș face legătura cu partida de la Ocolul Silivama, deloc. Cât de mult se fură din păduri din județul Suceava? Din punctul nostru de vedere, că păi, dacă îl întrebi pe tine pe Răboșu, tare groasă. Dacă ne uităm pe ce se prinde, că s-au prins și polițiștii că trebuie să mai iasă un pic pe traseu și zilnic sunt sute de metri. Haideți să vă spun ce aș vrea să fac eu, de exemplu, ca și purtător de cuvânt la nivelul direcției silnice Suceava. Am discutat și cu domnul director Ciobanu, despre care amintează la început.
singurul lucru sau lucru pe care aș vrea să-l fac eu, să fim un pic mai deschiși la dialog decât până acum. Ok. Pentru că lucrurile astea s-au întâmplat în ani de zile și tăcerea asta, din punctul meu de vedere, poate lumea zice că ascunde ceva, dar nu avem nimic de ascuns din punctul meu de vedere. Și dacă există acces la informațiile publice prin 544, adică omul îți poate cere niște informații și trebuie să îi le dai cât spune legea, de ce să nu le spui efectiv transparent? Asta aș vrea să fac eu ca și, că spuneați la început, nou purtător al direcției de cuvânt al direcției silvice socială, de a fi mai deschis și de a discuta orice subiect, la modul cel mai sincer și la modul cel mai deschis, la fiecare moment în care apare. În așa fel încât lumea să... Perfect. Că sunt două părți. Știți că întotdeauna când vorbește numai o parte și nu vorbește cealaltă, de lumea zice... Da, vă spun de ce că... nu... Cât să fură, cum să fură. Cum să fură, știm cum se fură. Că am început să ne cam prindem și noi cum se fură. Tate, ce nu vă prindeți și dumneavoastră că se fură? Da. Că aici este o poveste foarte interesantă. Domnul Tulbure, iertați-mă naivitatea sau cum sarcasm. Orice puteți spune de naivitate, nu? Cum Dumnezeu este dumneavoastră administratorul, că sunteți administratorul acestei... RNP-ul e administratul puterii statului. Deci, dumneavoastră, ăla care ai produsul în mână, da? Să nu știi că te fură. Ba știi, cum să nu știi? Deci știți că vă fură. Cum să nu? Păi știi, noi și recunoaștem. Și nu luați măsuri. Păi să iau fără probleme, păi cum să nu? Luați că ăștia trec cu camion, uite așa. Păi, nu știu dacă, dar sunt sigur că știți, la un moment dat domnul Cerese, vechiul purtător de cuvânt, da? Să-i dea Dumnezeu sănătate, să aibă o pensie frumoasă și sănătate, cât mai multe, să se bucură de ea. Făcea la un moment dat o paralelă cu câte camioane ar trebui să treacă pe drum la 1.300.000 de metri cubi pe care Direcția Silvică Suceava le exploatează. Vă dați seama, Direcția Silvică Suceava, prin acel amenajament de care dumneavoastră deceniu, care vă spuneam de deceniu, prin acel amenajament, noi anual exploatăm la nivelul Sucevei, nu pe Suceava, pe pădurile administrate, iar Suceava administrează undeva la 340.000 de hectare, mai de față. Da. Deci cam, cred că 60% să zicem. Din județ. Din județ. Pădurile din județ, da. Deci diferența de 40% e privat. Ca lumea să știe că noi tot timpul să repetăm, pentru că știți cum e, înainte se vorbea despre Suceava, direcția silvică, dar acum direcția silvică este 60-40% este privat. Din aia 40% n-am prea vedeți, nu prea vorbește lumea despre ceva. De ce vorbește numai pentru direcția silvică? Pentru că nu se prea prinde niciun camion cu lemn furat de la mine. Că e a meu și eu nu. Pădurea 40% este și în partea cealaltă, pădurea 60% este și la noi. Și ca să vă spun că... De ce dați voie, ceilalți nu dau voie să fure. Dar de ce la noi se vorbește, dincolo nu se vorbește? Pentru că dincolo nu se fură. Pentru că e a meu și eu sunt privat. La eu cu ochii ca pe butelii, nu iese 10. Pădurea este deschisă și este ca o gestiune deschisă. Știi de ce? Pentru că nu poți să pui barieră la fiecare arbore acolo, că n-ai cum. Ai o barieră pe un drum forestier, pe un drum principal și restul e deschisă. Deci este o gestiune deschisă. N-are cum să nu se fure. Deci noi n-avem cum să nu recunoaștem așa ceva, pentru că un cioban de la stână care este cu stână acolo și are nevoie de 3 prepeleci, nu se duce până acasă să-și ia 3 prepeleci și vreau să vă spun sincer că îi taie de acolo. Faceți un gard acum? Nu fac niciun gard. Dacă ăștia sunt copacii mei din pădure și eu sunt la marginea pădurii, eu sunt pădurar. Da. Pădurar îmi cheamă pasnicul pădurii, că da, e pădurar. Și eu am văzut că ăștia doi au dispărut. Da. Și n-au dispărut pe oriunde, că nu pot să treacă pe drum, pe alt drum, că-l văd. Că vorbește lumea în sat, că nu-s chiar prostul satului. Am aici o hârtie, da? Dacă dumneavoastră... dispar astea din patrimoniu și bune, a furat, domnule, s-a furat. Dar eu știu că s-a furat, știți. Dar vă spun acum. Uite, vă dau un exemplu, da? Vă rog, spun. Cum a spus asta cărțile alea, a spus numai o parte din canton. Așa. Deci un canton la un pădurar de munte, da? E așa, da? Să facem aici deranj. Da? Așa, da. Are aici un sat, aici un sat, aici un sat și are 1300 de hectare. Așa. Un canton. Deci nu sunt numai cărțile alea. Gândiți-vă la 1300 de hectare. Deci se poate fura și pe aici, se poate fura și pe aici. Iar un singur pădurar de care spuneți dumneavoastră, da? Nu poate fi numai aici. Și aici. Da. Și aici. Și aici. Ca să arătăm la cameră ce... Uite, uitați, dragi, ce a zis domnul Tulbure. Despre asta e vorba. Ideea este alta. Ca să pleci din punctele astea, nu se poate decât pe câteva drumuri. Pe alte drumuri n-ai pe însă. Da, dar dacă pădurarul, de exemplu, e un singur om și e aici și se fură în partea asta, altă unde e zona expusă și el e aici pentru că e altă zonă expusă a cantonului. E un singur el drum. Se fură de aici. Că mare avantaj aici... al României în momentul de față pentru noastră este că nu este o infrastructură rutieră deosebită. Și prin pădure... Dar avem pe unde să scoate, avem pe culmi. Deci, de exemplu, vă dau un exemplu. Aici este, spunem așa, asta este Moldovița, da? Aici sus, la Cunună sus, da? Și aici este Brodina. Așa. Deci din Moldovița poți să vă duci în Brodina. Fără probleme. Adică avem acces pentru un buștean,
Vă spun că se și îmi spuneți dumneavoastră mie, îmi povestiți dumneavoastră mie. Vă povestesc următorul lucru, că n-am terminat. Să face, să poate, sunt eu, sunt băieți atât de deștepți, cu scule atât de mari, cu tafuri atât de puternice, ca să nu-l audă pădurarul, să nu știe pădurarul că Mihai Chira s-a dus și a luat a 10 arbori de pădure, da, ca să poți să umplu un tir cu 300 de metri cubi ca să-i duc la Constanța, aia trebuie să exploatez pe bandă rulantă. Ce ziceți dumneavoastră că se fură, aia e, cum să zic eu, ce a zis, că scoate la lumină de ce era de dedesubt. Vorbeam numai de semințiș atunci. Nu vorbeam de arborizație legală. De ce nu vreți să păziți pădure? Eu zic că o păzim foarte bine și vă dau un exemplu. Uite, vă arăt de exemplu un grafic ca să vedeți tehnic, da? Adică astea sunt hârtiile pe care le avem noi acum. Eu eram copii, v-am zis că mă îngropați în hârtii. Dacă doamnă ferește, deschid gura, pac! Deci la nivelul direcției silvice Suceava, în momentul de față, da, situația stă cam așa. Și am făcut un grafic pe o perioadă de ani, da? Ok, țin eu și dumneavoastră arătați cu pixul ca să da? Se vadă acasă. Deci avem așa. Se vede. Avem 2011-2022, da? Așa. În 2011 aveam 13.189 de metri cubi trație legală. 13.000 de metri 13.000 de metri cubi. La nivelul direcției se ziceva, pe anumitru mică suprafață. Era peste 400.000, să zicem, în 2011. Pentru că ea a scăzut datorită legii proprietății și punerilor în posesie. Okay. Da? Acum, în 2022, avem 2.334 de metri cubi. Ilegal. Da. Deci până acum cred că poliția Suceava a descoperit transporturi ilegale de lemn mai mult decât. Nu transporturi ilegale, lemn fărate. Lemn fărate, da. Și lemn fărate. Cum să ies eu cu lemn fărate pe drum, deși eu am acte pe el? Care ar fi logica noastră? Păi nu, cum să zic eu, să arătăm și graficul, da? Vreau. Ia uitați cum coboară curba asta de la 2011 la 2022. Curba făcută de dumneavoastră. Nu, e curba pe cifre. Asta e statistica noastră din 2011 până în 2022. Uitați ce zice domnul Tulbure, că aici, așa se fura în 2011. Aici stăm în 2011, da? Cu furătura. Aici suntem în 2022, da? Deci asta este domnul statistica. De la Samiral are 300.000 de euro să dea o șpăguță, bani pe care nu putea să-i scoată din cont. De ce faci legătura, cu Samiralul, care e un agent economic, cu noi, cu Direcția Silvică Suceava, care administrăm pădurea și el exploatează? Păi eu vă întreb pe dumneavoastră. Și are și alte afaceri pe care le face? Cred. S-ar putea să greșesc, de-aia vă spun. De ce dumneavoastră, proprietarii, administratorii pădurii, că nu sunteți proprietari, statul român e RNP, nici RNP nu e statul român, de ce nu vă păziți pădurea? De noi ce ne păzim pădurea. Ziceți dumneavoastră. Da, și de ce? Pentru că eu, de exemplu, am un regulament. E simplu, adică lucrurile noi sunt extrem de simple în ceea ce privește legislația. Și nu poți să treci peste ea, că n-ai cum să faci rabat, pentru că muncești aici și cineva te întreabă. Adică ele rămân ca și marcă. Oricine poate să vină la orice oră să te întrebe, conform regulamentului, domnul Dulbure, aveai de făcut două controle de fond în fiecare canton Silvi, da? Da. De ce nu le-ai făcut? Și atunci mă întreabă. Și eu le fac. Și iar vă spun, eu, de exemplu, în anul 2022 am făcut în cantoanele noastre, la Direcției Silvice Suceava, 1980 de controle. Toate de fond. Ce s-au ieșit? Nu ce s-au ieșit, 2000 de metri cubi. Atât urmă? Da. Nu, pe bune. Tăiat ilegal. Tăiat ilegal. Undeva, cu tot respectul pentru noastră, chiar ne luați de proști așa. Eu nu? Cazul doamna Candrei. Dar nu permite așa ceva. Cu Bușutar. S-a dus cineva, nu mai contează, că e șeful de ocol, că e unul dintre băieți, că e un pădurar. Da. Sunt mii de metri cubi descoperiți pe o parcelă. De metri cubi? Mii. 2000 de metri cubi în plus. Puși. S-au dus cu cluba, am fost și eu acolo, domnul Tulbure. S-au dus cu cluba, da, arbole 62, ca așa fost. Amenajamente. Trebuia să aibă 56 de centimetri, da. Era 42. Scurt, așa, pe față să fură. Ați ajuns, de exemplu, la un volum extrem de mare din punct de vedere, pentru că cercetările nu-s gata. Haideți să vă spun doamna Candreanu, dacă îmi permiteți, da? Mă rog. Doamna Candreanu. Nu, da, se fură felul ăsta și furați dumneavoastră. Nu dumneavoastră, Cezar Tulbure, să nu se înțeleagă. Da, nu. Dumneavoastră, angajații Direcției Silvice, că fără dumneavoastră nu se poate face nimic în pădurea aia. Căci eu mă duc și văd, dacă are 36, are 36, nu îmi spui că are 20 copaci. Da, dumneavoastră. Și care numai 6 metri cubi. Dacă, 6 metri dacă de exemplu, ați fost în pădure și ați văzut o diferență dintre un diametru de 56 la 42, asta nu înseamnă că silvicultorii Direcției Silvice ceva fură. Adică... Dar ce sunt? Cine a făcut? Nu. În primul și în primul rând să vă povestesc care doamna Candrei, ca să înțelegeți despre ce e vorba, de la ce a plecat. Că e foarte important. Lumea, într-adevăr, când te duci acolo și vezi, zici, bă, știi ceva, ce se întâmplă aici. Dar lumea nu știe care e povestea din spate reală. Vă rog, spuneți deci, povestea reală. Povestea reală este următoarea. Doamna Candrei, de exemplu, a început în felul următor. Noi am avut niște informații legate de acest inginer de la Fondul Forestier, da? Ok. Care până atunci nu l-am auzit niciodată venind de la noi la Direcția Silvică Suceava, la mine, la director, să la oricare, să zică că ceva nu-i regulă acolo, se doamnă Candrei, da? Eu am înțeles că e vorba de răzbunare acolo, ei între ei, nu se mai înțeleg. Lăsați-mă să termin, eu v-am lăsat. Și nici n-am zis nimic. Ok. Deci, am mers acolo la doamna Candrei și am constatat niște nereguli cu privire la activitatea acestui inginer, da? Și dintr-o dată, până atunci n-am auzit nimic din gura lui, că din punctul meu de vedere,
ca și inginer la direcție Suceava, aș fi preferat să vină înainte de a se întâmpla ceva. Dacă știi ceva, înseamnă că ascunzi ceva. Înseamnă okay. că poate faci ceva cu el. Dar dacă știi ceva că face sau se întâmplă ceva, vino și spune. N-a venit până atunci nimeni să spună. Adică totul e în regulă. Dar cum ați ajuns să mergeți să-l verificați? Am avut niște informații. De la cineva care era... De la... Că știți cum e? Am înțeles. Cum s-au are... turnat. S-au turnat. Nu știu dacă s-au turnat, dar oricum au venit niște informații la noi legate de... Dar un FBI interior, așa, de aici, așa, de ce nu vă faceți? Noi, păi, cu niște asta... ghost clients din aia care... Da, e șpăgar care se dea o șpăguță ca să vedeți. FBI interior la noi la direcție Suceava, n-aș putea să spun dacă informații sunt, pentru că pe asta trăim, că altfel n-am putea trăi. Cineva a turnat, l-a turnat pe inginerul ăsta la rândul lui? Da. Dintr-o dată au ieșit probleme. Deci noi nu negăm faptul că acolo n-ar fi niște diferențe între diametri. Nu, pentru că e cert. Nu negăm. Nu negăm faptul că am început noi verificarea doamna Candreni, un dosar penal în lucru. Acest coleg de al nostru a fost reținut 24 de ore pentru niște probleme acolo în dosarul respectiv. Acum este liber, cercetările continuă. Este un alt dosar penal în cealaltă problemă de care spuneați dumneavoastră cu marcările. Este o informație că șeful de ocol îl toarnă pe el și el pe șeful de ocol. E cert. Este real că șeful de ocol spune că acest inginer, și avem un dosar penal în lucru și parchetul Vatrădor ne va spune, a umblat în documentele lui și în tot ce înseamnă documentație și a modificat diametrele voit sau nevoit. Lucrurile astea se întâmplă. Lucrurile astea se certe. Unul spune, celălalt spune și în final, când cele două dosare penale se vor termina, vom ști care e adevărul. În primul dosar pe care l-am instrumentat noi și am găsit probleme legate de activitate, acolo e un pic mai departe și deja avem o reținere la el pentru o zi, pentru 24 de ore. Și avem al doilea dosar penal, pe ce spuneați dumneavoastră, că ați fost în teren și ați văzut diametre. Șeful de acolo spune una, inginerul spune alta, oamenii de acolo, de la parchetul Vatrădor, sunt siguri că își vor face treaba și vom descoperi ce s-a întâmplat. Adică șeful de acolo spune și ceva, mi-a umblat în carnete. Băi, eu nu pot să te cred la ceva, adică mi-a modificat carnetele. Ok, vom vedea, e drept sau nu. Foarte interesant. Este. Foarte interesant. Este. Cum? Adică carnetele alea sunt la fondul forestier. Și adică credeți că ce s-a întâmplat la Dorna Candreni? Întreb. Nu se întâmplă fără să știți dumneavoastră în celelalte... Eu sper că nu. Ocoale? Eu sper că nu. Speranță. Eu sper că nu. Adică, și eu sper să n-avem. Adică în toate verificările, avem 1900 ceva de verificări care se fac în cantoanele silvice. Adică eu sper că nu se întâmplă. Adică și niciodată nu poți să spui că un caz este și încă într-o sută de locuri. Eu sper că nu. În momentul de față, astea sunt cifrele. Credeți, nu le credeți, ele sunt. Vă mai întreb un lucru și închidem emisiunea, că nu vreau să vă enervez. Știu că mi-ați spus înainte că participați pentru un concurs de culturiști și n-aș vrea, doamne, să primesc o mângâiere de la dumneavoastră. Mi-este foarte drag să vorbesc cu dumneavoastră și mi-este drag să vorbesc așa în general despre lucruri. Care vă săturați de furat? Ați rămas tot la când vă săturați de furat? Nu se poate, altfel, nu, domnul. Se poate, domnul se poate. Nu se poate. Nu se poate să vă bag mâna în buzunar, da? Să mă uit în ochii dumneavoastră, să vă iau ceva și pe partea asta la altă să vă bag în buzunar la ceva. Nu se poate fără să nu fiți dumneavoastră ochii zâmbind la dumneavoastră mine. Să înțelegeți, încă o dată vă arăt această hârtie. Trebuie să înțelegeți că un canton, încă o dată repet, este o gestiune deschisă și un om, dacă este aici, nu înseamnă că știe ce se întâmplă și în partea asta. Angajați patru. Păi nu se poate, că asta e schema. Păi dar mai ceriți la RNP că au mustesc de profit în fiecare an. Vrem patru, noi, direcția Civică Ceava, ne-am săturat să mai mănânce ciuperci Mihai Chira și Boșutar și vrem patru oameni ca să mă asigur că de pe aceste 13.000 de hectare nu ies. RNP-ul nu poate pentru că legislația în sine îți spune cum să faci o structură, cum e un canton. Schimbați cum... legislația, că puteți să o schimbați. Noi nu putem să o schimbăm, este legislator. Chemăm pe parlamentare aici să stăm de vorbă cu ei, am înțeles. Mie mi-ar fi drag să vorbim cu fiecare dintre ei. Dar ce ar trebui ca să nu se mai audă că se fură? Ce ne-ar trebui? Uh-huh. În momentul de față nu le zicem că ne descurcăm fără probleme. Că sunt exemple din astea, sunt. Vreau să vă spun că la nivelul direcției Sedice Suceava avem undeva la 200 ceva de sancțiuni, în momentul de față, în unul dintre 3 ani de zile, cu 11 desfaceri, cu suspendări, cu retrogradări, cu... Sunt cazuri. Nu infirmăm că nu sunt probleme. Avem muscăturile noastre destule. Dar eu zic că le stăpânim fără probleme. Și că un exemplu din ăsta care, să zicem că e Moldovița, să zicem că e Dorna Candreni, asta nu înseamnă că silvicultorii din județul ceva nu-și fac treaba. N-am zis asta. A spus că se fură și că bagă mână ceva în buzunarul meu și că mi-l scoate pe aici. Dar nu putem compara pădurea cu buzunarul meu. Nu putem. Aici eu îl văd, iar ăla acolo într-un colț nu vede în partea cealaltă, că n-are cum. Doar dacă are foarte bune informații, are oameni care îi spun și sunt astea fără probleme. Ele, în ani s-au clădit toate lucrurile astea. Am înțeles. Domnul Tulbure, înainte să vă mulțumesc, dacă mai doriți să spuneți ceva, cuvântul. Da, pot să vă spun că aș vrea să spun multe, că mi-am pregătit multe, dar nu mă lăsați. Vă mai invităm.
că, Doamne, ok. Oh. Pot să spun că direcția Silvii Căsuceava, mai de față, din 41 direcții la volumul teatrical la 100 hectare, se află pe locul 29 și o statistică pe care se face la nivel național. Adică, hai să, 29 la ce? Hai să spunem că în regiunea națională pădurilor. Deci noi avem 41 de direcții silvice. Da. Și noi suntem pe locul 29 la volumul tăiat legal la 100 de hectare. Sunt altele mai înaintea noastră? La... Deci noi suntem pe locul 29 din 41 și avem 300 ceva de mii de hectare. Pe statistica făcută de RNP. Și vorbim de toată țara. Adică nu vorbim de... Haideți, spune că, cum a spus dumneavoastră, băi, mai stopați furatul ăsta. Hai, pe Suceava se fură, dar la nivel național. Adică suntem pe locul 29. E o altă statistică care se face la nivel național. E o țintă pe Suceava? Eu zic că da. La dumneavoastră sună. Pentru că tot sună, ei sună telefonul dumneavoastră, vă las. Domnule Turbin, încă o dată vă mulțumesc frumos pentru că ați participat la emisiune. Să știți că ușa noastră poartă rămâne deschis. Oricând. Dragilor, acesta a fost Cezar Tulbure, viitor campion mondial la culturism și doresc din tot să vă... Am zis bine? Sperăm. Faceți emisiune după ce luați o medalie la campionatul mondial? Păi sperăm să ajungem acolo și să ne arătăm mușchii, domnul Tulbure, să facem o treabă. Nu ne arătăm în emisiune, adică ne arătăm nouă înșine că se poate la vârsta asta. Adică la 45 de ani să poți să te apuci de sport de performanță, e mare lucru. Nu da, e ușor. Da, felicitări. Îi mulțumesc domnului Tulbure, îi mulțumesc domnului Aticu că stă la butoane, vă mulțumesc domnilor voastre că sunteți alături de noi. Dragii mei, comentariile vă aparțin. Vă rog, desfințați-vă în primul rând pe mine că mănânc ciuperci, ăsta este rolul meu, și apoi pe domnul Cezar Tulbure, purtătorul de cuvânt al Direcției Silvice Suceava, pentru că a spus adevărul sau că v-a mințit. Noi trebuie până la un moment dat, la mijloc, să găsim echilibru. Sigur. Nici cei care țipă că se fură nu au dreptate 100%, nici dumneavoastră care spuneți că 2000 de metri cubi s-au furat în 2021. Noi vorbim pe cifre, ei vorbesc pe altceva. Eu vorbesc pe ce văd că tot... Sigur, ați văzut un exemplu, ați văzut 100 de mii, adică ați văzut un exemplu. Și asta e adevărat. Desfințați-ne și pe mine și pe domnul Tulbure, dar aveți grijă că e viitor campion mondial la culturism la 85 de kilograme, atâta, nu? Și că să nu ne întâlnim cu el pe stradă, că e periculos. Un singur lucru vreau să mai spun la final, fetița noastră avea dreptate. Vorbiți foarte repede, dar se înțelege. Mulțumesc. Se înțelege. Felicitări. Vorbește mai repede ca mine. O să vă că să mă mai antrenez. De aici, din studioul Unis Bucovina. Vă mulțumesc frumos, un share, un like, face foarte mult pentru echipa Nuz Bucovina, face foarte mult și pentru cei care sunt prezenți alături de noi. Ne cerem scuze dacă v-am bulversat emoțional cumva cu dialogul. Până la o nouă revedere, susținem-le!